România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, ne pregătim de război. Dacă vă uitați în jur, veți vedea că planurile de război sunt mai multe și mai puternice decât cele de pace. Nu mai auziți de câteva săptămâni încoace de negocieri, de întâlniri, de găsirea unui drum către pace în Ucraina. Și asta ne afectează pe toți. În schimb, se caută un drum către apărarea Ucrainei, o apărare făcută cu mijloace mai puternice și mai hotărâte. Iar Rusia dezvoltă o nouă fază a războiului, despre care ucrainenii îmi spun că seamănă foarte mult cu al doilea război mondial. Ce aflăm din Rusia? Mesaje de înarmare și de pregătirea unei mobilizări generale, trimiterea unor generali importanți pe front pentru a obține o victorie mare, de partea cealaltă un ajutor militar din Statele Unite de 33 de miliarde de dolari, o sumă absolut colosală, dar și ajutoare militare din partea statelor europene, fie că se numesc Germania, Estonia, Letonia, Lituania. Germania, de exemplu, oferă Kievului arme antitank, grenade, drone, echipamente de protecție și muniție din stocurile industriale. Pe de altă parte, oficialii români, președintele Camerei Deputaților, domnul Ciolacu și premierul Ciuc, au fost la Kiev, de unde domnul Ciolacu s-a întors cu această zicere în care spune: România este pregătită dacă vom intra într-o astfel de etapă a ajutorului militar și vom lua astfel de decizie. De aceea s-au făcut aceste deplasări, să oferim mai mult ajutor, să punem la punct anumite aspecte care nu se puteau face decât prin întâlniri față în față. România trebuie să fie pregătită legal și cu o decizie politică, adică cu decizia de a da arme Ucrainei, mai mult decât ce dăm în momentul ăsta, că probabil ceva minimal dăm și în acest moment. Ați venit la România în direct, alături de mine este expertul în securitate națională Claudiu Degeratu, pe care deja l-ați întâlnit în programul nostru. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Întâi, de la scena internațională, domnule Degeratu, ce înseamnă toate mesajele astea când nu se mai caută niciun fir de pace, dar e înarmare și trimitere de ajutor militar în Ucraina? Cred că avem o convergență între un moment de naștere a unei strategii politice la nivelul aliaților care doresc să-l sprijine Ucraina și strategia de sprijin militar efectiv. În același timp, cred că s-a consolidat percepția unei slăbiciuni a armatei ruse, care poate fi exploatată mai mult pe cale militară pentru a asigura apărarea Ucrainei și pentru a asigura un fel de, să zicem, recucerirea teritoriilor sau, mă rog, restabilirea granițelor internaționale ale Ucrainei. Deci, cumva, percepția dominantă este pentru o soluție care să se desfășoare pe teren militară și care să sprijine poziția favorabilă a Ucrainei la negocieri atunci când ele vor intra în această discuție. Vedeți că un capitol de negocieri funcționează, cel legat de coridoarele umanitare, chiar dacă greu, cu probleme, dar celelalte aspecte legate de încetarea focului și capitolul, să zicem, unui acord de pace potențial sunt înghețate. Și atunci, probabil că este un fel de fereastră de oportunitate militară pe care coaliția internațională care sprijină Ucraina preferă să o dezvolte militar și după aceea să vadă dacă acest lucru poate fi exploatat la masa negocierilor. Astăzi o să vă întrebăm, alături de domnul Degeratu, dacă România trebuie să contribuie și ea cu arme la acest război, da? Dacă trebuie să se angajeze mai mult decât o face în momentul acesta. Pregătiți-vă să sunați la 0372069599. Revin imediat cu întrebările clare, precise, da? Ca să putem continua această discuție între ei. Dar e important pentru noi ca societate, ca cetățeni, să ne spunem punctul de vedere. Adică poate ajutăm și pe politicienii noștri să iau o decizie, dar întâi să stabilim faptele. Domnule Degeratu, Dimitro Coleba, ministrul de externe al Ucrainei, a venit aici în România și a fost întrebat direct: domnule, da, așteptați de la România? Și a fost oarecum misterios.
El a spus așa: nu-mi place să vorbesc despre bani și despre arme, acest lucru trebuie să se petreacă în liniște, spune el, dar România are o politică foarte inteligentă, sugerând el că România are o contribuție importantă, dar care? Că nu putem pune mâna pe ea. Ce știm oficial, că am trimis 2000 de căști și 2000 de veste antiglonți. Dar bag seama că mai e ceva. Ce ar fi? La fel, același lucru misterios pe care încerc și eu să-l speculez împreună cu dumneavoastră. În primul rând, Polonia și România rămân cele mai importante căi de tranzit pentru ajutoare militare. Eu o spun eu deschis, sigur, oficial nu o să aveți niciodată vreo confirmare în acest sens. De asemenea, România este percepută în Ucraina ca având o poziție antirusească și atunci sigur că înțelegem de ce Ucraina nu ne tratează cum tratează Germania, adică Germania e percepută ca având o poziție pro-rusă multă vreme și chiar și acum există ambiguități și atunci solicitarea de armament deschis către Germania are și o funcție de presiune politică. În cazul nostru, Ucraina nu dorește acest lucru pentru că știe că nu jucăm de partea Rusiei și atunci pentru noi rămâne această posibilitate de a facilita ajutorul internațional, care înseamnă într-adevăr tranziție. În același timp, probabil că există această cooperare legată de securitatea Mării Negre, care este foarte importantă. Noi mai avem și cealaltă contribuție care este indirectă și trebuie menționată, legată de faptul că și Alianța Nord-Atlantică contribuie cu sprijin inclusiv supraveghere aeriană informațională împreună cu Statele Unite la modul în care Ucraina se apără. Asta însemnând că dacă avem informații din ceea ce înseamnă supraveghere aeriană, din zona noastră de proximitate, noi transmitem la NATO ceea ce trebuie, adică să transmitem la NATO. Suntem ochii Ucrainei în momentul ăsta. Împreună cu alte țări, Polonia și celelalte, avem această capacitate de a supraveghea în zona de interes regional pentru noi. 0372069599. Întrebările sunt clare, răspunsurile sunt foarte dificile, dar o să vrem să vă auzim astăzi la România în direct. Sună așa: sunteți de acord ca România să livreze arme Ucrainei? Până unde ar trebui să meargă ajutorul României către Ucraina? Adică unde să se oprească, da? Și care credeți că ar putea fi răspunsul Rusiei? Vă las aici să vă imaginați care ar putea fi răspunsul Rusiei în această situație, existând un avertisment al lui Putin: dacă cineva din exterior va dori să intervină în situația din Ucraina și va reprezenta o amenințare strategică inacceptabilă pentru Rusia, răspunsul nostru va fi unul fulgerător și rapid. Avem toate instrumentele pentru acest lucru. 0372069599. În această situație, prieteni, ar trebui să ajutăm Ucraina cu arme? Care ar putea fi răspunsul Rusiei? Domnule Degeratu, imediat îl luăm și pe Mircea, dar care ar putea fi răspunsul? Răspunsul Rusiei va fi răspunsul împotriva întregii alianței nord-atlantice și nu exclud să nu apară și acțiuni directe, începând de la șicane militare în anumite regiuni, inclusiv atacurile cibernetice care vedeți că sunt deja în valuri. De asemenea, nu exclud sechestrări, nu exclud incidente în regiunea Mării Negre, nu exclud inclusiv aceste acțiuni sub acoperire, sub steag fals, împotriva unor proprietăți, cetățeni sau chiar zone de interes pentru România. Nu? Adică nu trebuie să excludem și această posibilitate de a folosi terți împotriva unor obiective românești sau aliate. Deci este posibil să avem răspunsuri asimetrice, nu doar simetrice militare, ci asta este foarte important, inclusiv accidente care maschează acțiuni de sabotaj și așa mai departe. Deci răspunsul asimetric este în panoplia de manual al Federației Ruse. Da. Ar putea să arate ca niște acte teroriste, să spunem. Exact. Adică oamenii trebuie să știe și voi trebuie să știți în momentul acesta la ce s-ar putea angaja România. Atenție, decizia privind armamentul nu a fost luată, da, așa înțelegem, de la domnul Ciolacu și de la domnul Ciucă, dar în principal de la domnul Ciolacu. Foarte interesant că domnul Ciolacu e vocea, e liderul
acestei chestiuni, da? Mă rog, asta e o chestiune separată. Dacă sunteți de acord, trecem la dezbatere. 0372069599, alături de mine Claudiu Degeratu. Mircea, salutare, ar trebui să trimitem arme în Ucraina? Salut, Cătălin, salut și distinsul nostru invitat și Hristos Anviat. Adevărat Anviat. Și bineînțeles, ascultătorii Europa FM. Opinia mea este că da, nicio țară membră a Uniunii Europene sau a NATO nu ar trebui să facă opinie separată nici în ceea ce privește modalitatea de achiziție a resurselor din Rusia și nici în ceea ce privește ajutorul militar dat Ucrainei. Mă bucur că am avut privilegiul să intru primul în emisiune, pentru că tare mi-aș dori să nu mai aud inepții de genul nu este războiul nostru. Este războiul întregii lumi libere împotriva ultimului dictator din Europa, adică care a mai rămas în Europa și care conduce un stat puternic. Luptăm pentru libertatea fiecăruia, de fapt ucraineni luptă pentru libertatea fiecăruia dintre noi și susținerea acestei lupte este practic susținerea dreptului la libertate. Problema este însă alta. Furnizarea armelor nu va învinge, Rusia nu va putea fi învinsă, din păcate, printr-un război clasic. Și, Doamne ferește, să ajungem la un război nuclear, nu-mi doresc așa ceva. Rusia nu, acest conflict nu se poate termina decât în două feluri. Înlăturarea lui Putin, dar asta nu va însemna decât o amânare, pentru că poporul rus rămâne același. Putin va fi înlocuit după un alt dictator, după chipul și asemănarea lui, care, chiar dacă aparent un an, doi, trei, cinci, va simula niște deschideri democratice, nu va face decât să-și întărească economia și armata și o luăm de la capăt. Și a doua variantă de finalizare a conflictului este, Doamne ferește, acest nenorocit război nuclear pe care rușii îl vehiculează, îl bagatelizează practic, își face, provoacă populația rusă să și-l dorească aproape. Stai un pic, stai să analizăm, că aici intrăm în dialog. Eu unul, o secundă, mai am doar o precizare de făcut. Armele trebuie furnizate tocmai pentru a ajuta Ucraina să reziste cât mai mult cu putință. În același timp trebuie ca totuși nu NATO, ci comunitatea internațională reprezentată de Uniunea Europeană, din care unele state fac parte și din NATO, într-adevăr, să pună piciorul în prag. Până acum, de câțiva ani, din 2014, de fapt, comunitatea internațională, Occidentul, lumea liberă, ca să zicem așa, nu face decât să reacționeze. E cu un pas în urma Rusiei. Nu, trebuie stabilite niște praguri graduale pe care Putin le va încerca. Dom'le, dacă până la data de nu încetezi conflictul, noi facem asta. Dacă până la data de nu faci cu tare lucru, noi facem asta. Dacă folosești arme, noi facem asta. Putin va încerca aceste praguri, trebuie susținute cu tărie și implementate, în așa fel încât să înțeleagă că nu e de glumă. Ok, stai, poate va găsi o soluție de oprire, pentru că altfel nu se poate. Domnul Degeratu este cu noi. Astea sunt cele două modalități de finalizare a războiului? Cred că mai există și o a treia pentru a încerca să recupereze. Adică Ucraina trebuie cumva să înfrângă pe teren militar forța rusă sau să accepte un compromis. Adică ce trebuie să înțelegem este următorul lucru. Sigur că balanța militară pe teren se poate echilibra prin ajutorul militar internațional, dar la un moment dat intervine acest nivel politic. Până la ce nivel Ucraina va accepta un compromis pentru a încheia mai rapid un război? Compromis teritorial? Compromis de altă natură, de tip neutralitate? Adică cred că aici suntem încă în faza de explorare la nivel politic, în care aliații oferă acest sprijin politic și au asumat un singur obiectiv militar pentru moment. Asta a reieșit din conferința de la Ramstein. Ideea de a avea un fel de slăbire a Federației Ruse, dar nu s-a discutat încă nici problema de a obține neutralitatea, de a obține integritatea teritorială a Ucrainei și așa mai departe. Adică suntem încă în construcția acestei strategii încă militare. Nu știm. Încă nu știm exact cum se va termina. Este situația ideală, nu, aceasta înlăturare lui Putin. Mircea spune foarte bine. Și sigur, celălalt scenariu cel mai prost, nu, pe lângă scenariu cel mai bun, există scenariu cel mai prost cu războiul nuclear, care are probabilitate scăzută, iar înlăturarea lui Putin, la fel, probabil că are o probabilitate mai scăzută. Undeva la mijloc există acest război convențional, care poate fi blocat
într-un război pe termen lung de joasă intensitate și să rămânem cu o zonă libanizată a sudului Ucrainei, în care lucrurile rămân într-o dinamică lentă de conflicte poziționale și s-ar putea să... criză economică permanentă? Da, da, deci o zonă adică gri... Are niște costuri. Da, o zonă gri cu care s-ar putea să ne adaptăm în timp, dar la care Ucraina va avea, cum să spun, un viitor incert. E destulă lume care ar fi dispusă să sacrifice Ucraina, da? Pentru chestiunea asta. Da, o să mai discutăm. Mircea? Da. Ce aș vrea să adaug e că și mie, adică oricui, tocmai asta e ceea ce mă face să mă tem. În primul și în primul rând, Rusia nu va accepta niciun fel de înfrângere sau semi-victorie pe teren. Nu acceptă. Nu, e imposibil așa ceva. După ce s-au lăudat atâta că ei au, fac drag. Ceea ce mi-e, astfel de teorii, tare mi-e teamă că din punct de vedere psihologic nu sunt dictate de logică, ci de speranță. Adică băgăm, a întregii lumii libere, băgăm capul nisip, nu vedem ceea ce declară Putin, nu vedem ceea ce se întâmplă din punct de vedere informațional în Rusia, sperând în această cale de mijloc. Păi și cum va fi? Cum ar suna? Înfrângerea Rusiei? Înfrângerea Rusiei momentan nu se poate realiza. Înfrângerea Rusiei nu poate. Dar nici plecarea. Adică nu e realist că vorbim de plecarea lui Putin, nu? Adică serios că nu e realist să vorbim de plecarea. Este probabilitatea la fel de mică ca și în situația cealaltă, cea mai rea. Da. Dar mai e o situație pe care... Mi se pare și mai mică probabilitatea ca Rusia să accepte o înfrângere sau o semi-victorie. Da, e foarte probabil ca Rusia să accepte, de exemplu, o împărțire în două a Ucrainei, nu? De asta n-ar accepta Ucraina, nu? Păi deja au pot numi victorie, dar asta nu știu dacă mai are cineva, forța morală să ceară așa ceva ucrainelor în condițiile în care mor atâția civili. Fiecare civil mort este o piedică în calea unui compromis. Da, îți mulțumesc tare mult. Asta e foarte important. Dar să mergem mai departe. Vlad, salutare, ești la România în direct. Întrebarea sună așa: ar trebui ca România să trimită arme în Ucraina în condițiile în care Rusia amenință fățiș țările care dau un astfel de ajutor? Salut! Salutare, exitos înviat. După părerea mea, da, ar trebui să ajutăm cu orice putem Ucraina pentru a îi maximiza șansele de a ieși învingătoare la finalul acestui conflict. Tocmai avem lângă noi un vasal al Rusiei, pe numele ei Ungaria, care complică cu atât mai mult situația Ucrainei. Tocmai ieri au hotărât că vor plăti în ruble gazul rusesc, deci nu mai e niciun secret că... Sunt dependenți 100%, adică n-ai cum să-i judeci foarte tare în situația asta. Ce ar putea să facă guvernul? Poți să-i judeci. Poți să-i judeci, dar nu le... Da, poți să-i judeci, dar nu le rezolvi problema, că ei asta au problema. Ei au nevoie de gaz pentru industrie și populație. Ok, dar pe de altă parte, contribuția noastră, acum, din acea declarație care lasă o urmă de mister, cum că România are o politică inteligentă de a ajuta Ucraina, putem deduce că, da, poate le livrăm și altceva decât ceea ce știm public. Dar eu mi-aș dori ca poziția României să fie transparentă și fără echivoc de poziționare împotriva Rusiei și a modului ei de a face politică, pentru că nu ne permitem să lăsăm un astfel de precedent în care Rusia face ce vrea dintr-o altă țară, pentru că e, cred că, cel puțin pentru mine, este evident că nu se va limita doar la Ucraina. Cine știe peste cât timp, după ce vor fi refăcut toate capabilitățile militare care acum oricum par a fi varză, riscăm să ne confruntăm cu un adversar și mai puternic. Ai auzit ce a spus domnul Degeratu la finalul discuției noastre introductive? A povestit despre o serie de posibile lucruri pe care le poate face Rusia, da? Conflictul asimetric. A fost o explicație aici. Chiar și în aceste condiții în care s-ar putea să mai pleznească unele altele, să mai moară, să mai fie unele atacuri, să avem sechestrări de persoane și așa mai departe?
Da, înțeleg riscurile astea. Nu spun că chiar nu mă pricep și dau dreptate. Dacă chiar există potențial pentru a se întâmpla, cred că totuși e mai ușor să le combați pe astea, să te aștepți la ele și să le previi, decât să stăm așa într-o zonă gri în care nici nu ne pronunțăm foarte clar împotriva conflictului și nici nu dăm tot ajutorul pe care ne permitem să-l oferim Ucrainei, așteptăm ca ce? Să ne vicinăm cu Rusia? Nu. Da, cred că Vlad are dreptate și aici, sigur, este un subiect destul de delicat. Într-un asemenea conflict, dacă statul, chiar și România, dacă nu are o anumită claritate strategică în care ceea ce declară și face, sau în special trebuie să facă și după aceea să declare transparent ce a făcut, că Polonia, ați văzut, intenționa să trimitem un lot de avioane la o bază americană din Germania, Washington nu se rezolve problema. Adică lucrurile sunt foarte transparent spuse. De ce e important? Pentru că este în joc nivelul de credibilitate al apărării naționale a României. În momentul în care spui nu știm ce dăm, poate că dăm dacă, nu? Cum spunea domnul Ciolacu, dacă se va pune problema, toate acest lucru se reflectă în nivelul în care populația are încredere în apărarea națională și în sistemul de securitate național. Faptul că noi ezităm până în ultim moment, faptul că noi avem asemenea elemente de secrete sau de secretomanie în care spunem da, vom vedea, vom spune, nu face altceva decât să reducă destul de mult nivelul de încredere al populației în propria capacitate. De unde acum câteva luni România spunea vrem să fim lideri regionali. Avem în toate documentele strategice faptul că noi proiectăm securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre și că vom avea, suntem cel mai important pilon al parteneriatului strategic cu americanii și al NATO în această regiune și în momentul în care se pune problema, ok, asta a fost în timp de pace, ce facem în timp de criză? Ce putem să punem pe masă? Și atunci spune, vom vedea, am dat ceva, dar mai ne gândim, n-avem nici lege. Iar o mare problemă, care sigur că încarcă de dramatism și aproape că devine un fel de serial de ăsta nesfârșit în care instituțiile noastre se gândesc în jurul a două, trei paragrafe dintr-o lege legată de revitalizarea unor stocuri și așa mai departe. Și sigur cred că asta zice domnul Ciolacu aici. Da, sigur. Trebuie să discutăm pregătit cu magazionerii. Da, exact. Da. Discutăm cu magazionerii dacă luăm decizia strategică de a... Ăsta e statul român, dar știți cine lipsește din peisajul ăsta? Că de asta comunică omul ăsta și nu comunică cel de la Cotroceni. Că nu știu unde e cetățeanul de la Cotroceni, care el ar trebui să spună lucrurile astea. Da. Nu avem CSAT? Poate am radat eu că am fost în vacanță. Da, și acolo deciziile sunt secrete. Da, acolo sunt deciziile sunt secrete, ca și în guvern și în altă zonă. Mă așteptam măcar un parlamentar onorabil din Comisia de Apărare să se întrebe legat de aceste probleme și să primească răspuns oficial, dar înțeleg că, de fapt, opțiunea este de a discuta discret, de a nu ridica aceste probleme. Ce fi însemnând asta? Nu? Însemnând că presa și eventual analiștii independenți or să se întrebe din ce în ce mai des care este nivelul de credibilitate al apărării naționale. Dacă stăm pitiți, oare ce câștigăm, Vlad? Păi nu câștigăm nimic decât o imagine și mai proastă, o încredere și mai scăzută și cam atât. Din păcate ne-am cam obișnuit așa să... Da, să nu avem încredere, să nu găsim oameni care să... De două luni, Vlad, ai dreptate, de două luni, de fapt, noi mergem pe ideea să nu... Adică oficialii noștri merg pe ideea să nu-i panicheze pe români, da?
Ignorând de faptul că românii noștri sunt pe canalele de Telegram bombardați cu adevăratele informații manipulative din zona respectivă, că românii văd toate canalele internaționale de știri unde se verifică știrile sau sunt mai puțin verificate. Deci, din punct de vedere politic, a câștigat paradigma sau modelul să nu-i panicăm pe români. Faptul că nu discutăm sau că nu implicăm decizia în decizie și populația legată de această, de această implicare a noastră este, este o mare problemă. Eu o văd mai mult în zona, într-adevăr, în zona social-democrată, ca să spun deschis, că nu mă feresc, cred că mai mult PSD-ul este sursa acestei abordări prudente. Nu știu, PNL-ul mi-e destul de greu de spus cam care este poziția PNL-ului, probabil că doar abordează inițiativele venite dinspre social-democrație, dar dacă mă uit la declarațiile și ministrului apărării și președintele Camerei Deputaților, vedem că, de fapt, abordarea este foarte prudentă, în timp ce partenerul nostru strategic, Polonia, își asumă riscuri destul de mari. Da, declarate. Mulțumesc tare mult, Vlad. 0372069599. Mihai? Mă, e Mihai pe fir. Știți că discuțiile sunt mai lungi, de asta vă solicit răbdare. Atunci când vorbim în trei, e un pic mai complicat în acest format. Uite, sunt și oameni care spun pe Facebook, mă uit și acolo că emisiunea e acolo, zice, domnule, până la urmă, genul ăsta de emisiune e cea care ne bagă în război, nu reacțiile politicienilor. Da, inevitabil răspunsul vine, războiul vine peste noi, e inevitabil, zi de zi, informativ, la asta mă refer. Leontin, salut, bine ai venit la România în direct. Ar trebui să trimitem arme în Ucraina? Bună ziua, Leontin Moga din Zalău, dintr-un Zalău însorit, care până zilele trecute era plin de nori, care probabil veneau negri dinspre Ucraina, îmbibați în fum și, mă rog, în alte reptile. Eu consider că la ora actuală, ținând cont de tratatele internaționale, ținând cont de istoria Rusiei, care, mă rog, să nu amintim de Rusia chieveană și trecutul istoric și felul cum a luat ființă statul rus, configurația noastră politică, economică, socială și siguranța alimentară, ținând cont că suntem în NATO, suntem în UE, deci ar trebui o politică foarte prudentă pentru a nu ne angrena într-un război sau în niște situații conflictuale care să dea, să dea loc unor evenimente neplăcute pentru poporul nostru. Nu trebuie să ne gândim imediat la câștigul imediat și laudele și laurii NATO, că cine suntem noi, că noi suntem pavăză, că noi și pe timpul otomanilor am fost așa în scutul creștinătății și așa mai departe. Trebuie să ne evaluăm concret, politicienii noștri, unii aerieni complet, trebuie să-și revină de data asta și să facă ceva în interesul României, să zic așa, pentru că sunt situații în care, cum am spus și răspunsurile șahistice ale celor doi interlocuitori sau trei înaintea mea, nu poți să prevezi ce gândește fiecare șef de stat pentru propriul lui popor, în legătură cu gazul plătit în ruble de Ungaria și așa mai departe. Deci, o politică de siguranță, de o politică de a da propriului tău popor senzația că este loc de mai bine. Iar situația aceasta în care noi suntem un asigurator de transporturi internaționale, pe toate rutele vezi numai camioane militare, numai acțiuni militare, numai aerian îi îmbibat cerul și Zalău și spre Cluj prinde avioane. Deci lumea trăiește între panică. Hai să o definim mai bine, Leontin. Hai să o definim mai bine, da? Deci tu zici să nu se trimită arme. Asta e răspunsul tău elaborat. Păi să nu se trimită arme pentru că este un conflict care este generalizat la maxim. Asta s-o cotește acum și statul român. Dom'le, dacă trimite sau nu trimite arme mari, niște arme grele, asta ar fi ideea, nu ceea ce probabil că trimitem acum, cum ai spus și tu, prin tranzitul ăsta
știu eu, lucruri mai mici. Asta e decizia care trebuie luată, pentru că, uite aici, Germania trimite arme antitank, grenade, drone, echipamente de protecție. Estonia a trimis și ea 1377 de tone de tehnologie militară, în principal letală. Letonia a trimis ajutoare de 200 de milioane de euro, inclusiv rachete antiaerene Stinger, da? Lituania trimite, dar echipamente militare neletale, adică dispozitive termice și de vedere pe timp de noapte, căști, veste antiglonți. Pare că aici am fi și noi acum, sau nu știm exact chestiunea asta. Întrebarea mea pentru Leontin este, bun, avem această politică prudentă. Aliații noștri ne cer, de exemplu, să trimitem această tehnică grea, nu? Să trimitem tancurile prin România, nu în Ucraina. Sunteți de acord cu să ajutăm să deschidem drumurile, să trimitem armele din alte țări către Ucraina? Deci asta probabil că domnul general Degerat o știe mai bine, dar convențiile internaționale sau tratatele permit trecerea fără frontiere, în ghilimele, de la un stat la altul, în cadrul acestei Uniuni Europene și în cadrul NATO, în baza, bineînțeles, a tratatelor, că nu poate România să facă, mă rog, ceva caz aparte și după aceea să le explice, să explice Rusiei că a făcut acest gest datorită faptului că nu a știut, tip în care niște rachete pot să palpite puțin spre De Veselu sau pe la Cugălnicianu și așa. Deci să nu trimitem, dumneavoastră spune să nu trimitem. Să nu trimitem. Deci să închidem exact ca Ungaria, nu? Să închidem zona exact ca Ungaria. Să nu întreținem focul viu al acestui conflict. Adică... Și dacă vom avea, în, eu știu, la anul, vom avea ca vecin Federația Rusă, de exemplu, ce relații vreți să avem cu ei? Deci Federația Rusă... Ei vor ocupa și Transnistria, vă dați seama. S-ar putea deci, să ceară... Federația Rusă vrea o zonă de tampon în care este exclusă... Adică noi, România să devină zonă de tampon, să ieșim din NATO. Deci România să devină, dar... Zona de tampon și să ieșim din NATO, să ieșim din UE. Nu se va ajunge până aici să fie vecin cu noi. Nu se va ajunge. Păi și dacă nu-i ajutăm militar, cum să, să reziste singuri? Din punct de vedere diplomatic, se lucrează în acest... Se lucrează conform surselor pe care le am și eu, dar marea problemă este la Ucraina. Deci ei trebuie să cedeze anumite orgolii, din anumite orgolii ale lor și să-și dea seama că întrețin un conflict ruso-rus, practic, adică slab, cum ar fi. Da, nu sunt de acord cu părerea noastră, mai ales în ceea ce privește întreținerea unui conflict ruso-rus, care, de fapt, vedeți că Ucraina a încercat să le evite din 2014. Da, e foarte interesant. Tot respectul pentru dumneavoastră și radioascultători, dar să înțelegem și cum a luat ființă Ucraina și felul că are diferente cu statele vecine. Deci, de ce nu a căutat să amorseze... Știți ce se întâmplă? După ce Rusia rezolvă cu Ucraina, o să discute despre România până la Iași, până la Suceava, adică la un moment dat noi va trebui să răspundem pretențiilor lui Igor Dodon care vrea să reunifice toată Moldova, nu? Sub un steag moldovenesc. Și s-ar putea să discutăm despre împărțirea Moldovei, nu știu, pe linia Carpaților. Da. Adică probabil că sunteți de acord și cu ideea asta, să neutralizăm România de tot. Eu sunt de acord că și Ucraina trebuie să-și rezolve diferendele cu Polonia, cu România și cu Ungaria în termen până să nu ajungă aici. Da, e foarte interesant. Adică, cum să vă spun, prima dată sunt vecini și să după știți aia, că, da, exact, că Polonia, Ungaria și România, care toate, mulțumesc tare mult, Leontin, care toate au... probleme teritoriale, cum s-ar spune, cu Ucraina, nu au atacat această țară și nici Ucraina nu a atacat pe ele. Asta e chestiunea. Da, Vladimir Putin ne invita să împărțim Ucraina. Da, sigur că da. Da, Rusia e cea care a atacat Ucraina și, atenție, ucrainenii și rușii sunt slavi, dar sunt două nații diferite, da? Așa cum alți latini sunt nații diferite. Au asemănări? Ucraina a fost o zonă colonizată de Rusia
așa cum Rusia și-ar dori. Da, asta e cursul scurt de istoria Ucrainei, ar merita poate la un dat să facem o emisiune, să vină unul dintre ucrainenii din România care vorbesc aici. Sigur că avem probleme teritoriale, sigur că avem probleme naționale într-o zonă frământată, dar Ucraina și Rusia sunt două nații diferite, toată istoria lor spune așa. Marius, salutare. Ai așteptat foarte mult, Marius. Hristos a înviat. Nu, nicio problemă, chiar au fost discuții interesante în acest moment. Să începem cu întrebarea, dacă ar trebui. Sigur că ar trebui. Sigur că ar trebui. Indubitabil. De ce? Dar nu, pe puțin, nu în modul în care îl văd eu acum, povestea cu secret, cu mister, nu. Asumat cu o politică inteligentă, nu neapărat prudentă. Eu, unul personal, dacă aș fi la conducerea CSAT-ului, pe lângă măsura asta, dacă aș ajunge la concluzia că ar trebui luată, m-aș asigura că am forțele armate pregătite să reziste la granița de est, dar și de vest, măcar 3 luni. După aceea, oricum, va veni potop. Asta pe de-o parte. De altă parte, cred că am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, când a fost domnul Diaconescu invitat, tot nu înțeleg, nu reușesc să găsesc, care este momentul în care mesajul transmis nou de NATO la primire, respectiv, în esență, să nu căutăm un conflict cu Rusia, ci să creăm niște punți. Da? Când s-a schimbat mesajul ăsta? De ce? Probabil că acolo vom găsi și răspunsuri la ceea ce va trebui să facem în continuare. O politică inteligentă în care, nu știu, poate să ne rezolvăm și chestiunile de care discutați mai devreme, teritoriale, să mai știu eu. Dar mesajul ar fi, da, sigur, trebuie trimis. Trebuie ajutat. Motivele sunt multe. N-are rost să discutăm acum dacă e războiul rus, o rus, sau mai știu eu ce. Deci curiozitatea ta era când am schimbat noi tipul ăsta de politică, adică de când s-a schimbat mesajul comunicat nou. Adică de la acea punte de legătură, nu, cu Rusia, la o poziție mai intransigentă vis-a-vis de agresivitatea Rusiei. Greșesc, nu ăsta a fost mesajul la intrarea în NATO? Domnul Diaconescu și-a aducea aminte că ăsta a fost. Da. Da, asta a fost cooperarea, pentru că noi am avut parteneriat și o cartă fondatoare a relațiilor NATO-Rusia în care toate țările aliate și inclusiv cei care au intrat după semnarea cartei, după 99, toți și-au asumat ideea de a dezvolta structuri de cooperare în domeniul securității și apărării cu Federația Rusă. Și erau ani întregi, au fost ani întregi în care desfășuram exerciții, în care se făceau schimburi de informații și în care aveau loc cel puțin 2 ședințe anuale a Consiliului NATO-Rusia și în care lucrurile erau într-o viziune de construcție și de apropiere. Și acest lucru a început să se schimbe într-adevăr dramatic după 2005-2006, a culminat în 2008 cu summitul de la București în care Federația Rusă a fost extrem de deranjată, dacă vă aduceți aminte de declarația noastră, vis-a-vis declarația NATO, vorbesc, în care se susținea candidatura Ucrainei și Georgiei la NATO și lucrurile din acel moment s-au schimbat în materie de abordare. Noi ne-am schimbat mesajul radical după 2014, după invazia Crimeei. Atunci avem schimbarea majoră în care nu au mai funcționat nici Consiliul NATO-Rusia, nu au mai funcționat nici mecanismele obișnuite de legătură, de-abia, probabil că, dacă nu greșesc, undeva în 2016-2017, după summitul de la Varșovia, s-a restabilit o legătură între comandantul suprem al forțelor americane din Europa și statul major rus, statul major general rus, cu Gherasimov în frunte. Cam nu intru în discuție, să dăm atunci, dacă tot trebuie și trebuie să ajutăm, de ce n-am face-o și din perspectiva unui, hai să spunem,
mult vă păsăresc de cuvântul ăsta, unei puteri regionale. De ce România nu poate face acest lucru din această perspectivă, nu dintr-un efort mai larg, NATO, UE, restul lumii. De ce să nu rămânem, sau ceea ce se pare că am fost cândva, da, acest pol de putere, nu mai mă întorc în anii 20 în România, nu? Ca să fii putere regională, știți că înseamnă să ai o economie solidă, să ai o armată solidă și să poți Marius, să... Revenim la răspuns alături de Claudiu Degeratu, după ce luăm publicitate, prelungim această emisiune pentru că sunt multe telefoane și mai sunt câteva idei de împărtășit, după care o să vă arăt și actul pregătit de Guvernul României. E o ordonanță de urgență cu un articol unic, dar revenim în două minute. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM. Принято решение о проведении специальной военной операции. Prima victimă unui război este adevărul. La Europa FM unim vocile care contează. Adresăm întrebările dificile. Căutăm răspunsurile ascunse. Căutăm adevărul așa cum e el și îți aducem lumea mai aproape. Trăim momente alături de oameni care schimbă lumea. Se pare că în fața ororilor chiar suntem o țară de care suntem mândru, să știu. Împreună căutăm adevărurile care contează. Europa FM. Ascultați România în direct. De fapt, despre asta e vorba. Căutăm lucrurile care contează în acest moment. Există o ordonanță a Guvernului în transparență, adică nu e adoptată, e la vedere pentru toată lumea. Zice așa că la articolul 9 din un act normativ privind scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, publicată Monitorul Oficial și aprobată, apar trei aliniate noi și sunt în felul următor. Forțele destinate apărării naționale pot face donații de produse din rezervele proprii în starea în care se află către statele aliate sau partenere, în baza solicitărilor primite în scopul acordării sprijinului cu titlu de ajutor în situații temeinic justificate. Așa, și de asemenea, mai avem următoarele lucruri. Donația se aprobă prin hotărârea Guvernului, iar bunurile se predau donatarului de către forțele destinate apărării naționale. Respectivele rezerve donate vor fi acumulate și împrospătate ulterior
Claudiu Degeratu, deci ce le dăm oamenilor? Păi asta sunt și eu curios, aș fi curios să văd care e starea materialelor de război din stoc, că probabil nu prea s-au întrebat așa nici jurnaliștii, nici experții independenți. Dacă le dăm, va fi afectată capacitatea noastră de apărare, cum spunea Marius, adică trebuie să avem, să dăm din ceea ce ne prisosește fără a diminua capacitatea noastră în cazul unei scenariu de război pe teritoriul României. Și al treilea aspect este legat de faptul dacă nu cumva noi suntem interesați doar să dăm dacă vom primi ceva la schimb. Că de fapt asta este interpretarea mea. Asta e interpretarea mea, că România de fapt a încercat să prelungească acest moment și să-l dramatizeze frumos, așa ca un serial lung și nesfârșit, doar așteptând de fapt o schemă, între ghilimele, accentuez între ghilimele, o schemă în care terți să ne ofere ceva la schimb. Noi păi să dăm ce avem. Așa se face politică, nu? Adică... Da, așa se face politică sau așa ratezi momente politice. Depinde de cât de rapid te miști și depinde cât de hotărâți suntem. Am văzut Slovacii au avut un asemenea model. E probabil că a fost o excepție pentru celelalte sisteme. Sigur, eu nu mă aștept ca România să doneze masiv și că nu prea avem ce, din punctul meu de vedere. E o estimare făcută fără o bază așa statistică și în al doilea rând să nu vă așteptați ca în stocuri să avem cine știe ce sisteme ultramoderne, gata de luptă americani. Și... Da, Marius, salut. Marius, încă ești la telefon, da? Sunt, am auzit. Concluzia. Eu avea o altă problemă. Cu privire la ordonanță, sper că ordonanța și hotărârea de guvern prin care se aprobă nu știu ce minuni nu modifică o lege organică. Asta că tot vorbeam de un pol de putere... Să fie constituțională, nu. Modifică altă ordonanță. Nu știu. Altă ordonanță. Mă gândeam că noi mai avem talentul ăsta. Da, în concluzie, trebuie să ajutăm, nu ca partea nu numai ca partea unui efort concentrat al restului lumii, dar și din perspectiva unui pol de putere pe care ne dorim să-l atingem. Nu suntem, dar poate într-o zi vom deveni. Cine știe. Mulțumesc tare mult. Războiul nu se va termina prea curând. Sfârșitul anului este o previziune optimistă. Putin, când spune lumea să-l înlocuim pe Putin, Putin este exponentul unui sistem. Când sistemul se va schimba, va fi schimbat și Putin. Până atunci, luați-vă gândul. Eu nu cred. Răbdare dacă multă. Va dispărea el ca persoană, va rămâne sistemul, ceea ce nu e neapărat o schimbare. Mulțumesc tare mult, Marius. Mulțumesc tare mult. Încerc să mai fac rost. Am înscris rezervist voluntar, dacă asta ajută pe cineva. Nu știu cum să mă cheme. S-ar putea să ajute România. Nu, cred că ajută, dar la vârsta pe care am e singurul lucru pe care pot să-l fac. Mulțumesc tare mult, Marius, spor la treabă, felicitări pentru decizie. Marian, ar trebui să trimită România arme în Ucraina, asta hotărăsc politicienii români în aceste zile. Bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat. Adevărat. Răspunsul meu este categoric, da. După o discuție cu partenerii noștri din NATO, adică stabilim de comun acord ce, cum, fiecare, ce putem, cu ce putem să ajutăm, dar categoric da, armata ucraineană, poporul ucrainean trebuie ajutat, acum e momentul, suntem cumva la mâna lor, jos pălăria pentru acest popor care ne-a dat și nouă lecție și ne dă de gândit, ar trebui să ne gândim și noi, nu înțeleg de ce suntem atât de relaxați. Adică fiecare în curtea lui, nu știu, stânga, dreapta, întreb un vecin, băi, tu ce faci, dacă, să știi pe ce te bazezi, cum te organizezi. Lucrurile, Putin îl vedem că e foarte pus pe treabă și nu cred că... Nu ți-e frică de riscuri? Riscurile enumerate aici, nu ți-e frică de ele? Domnul Striblea, jucăm la două capete. Nu e decât un capăt. Nu sunt două. Credeți că dacă Putin va scăpa tancurile pe teritoriul NATO, ne va trata pe fiecare în parte dacă am dat sau n-am dat arme? Da. E corect observația. Părerea mea e cu totul alta. Ar trebui... E corectă.
Iluzia că poți să scapi prin câteva, nu, așa, că ține el minte. Nu, el discută spații largi, vrea NATO să revină la situația din 1997, adică cu România, da, în zona gri. Da, exact. Da, exact ce spuneți. Da, da, exact ce spuneți, așa se abordarea rusească încet, este. Le face încet, probabil a mizat pe o variantă mai rapidă, nu i-a ieșit, probabil să fi gândit că la momentul ăsta trebuia să fie pacii pe undeva, pe lângă noi, pe NATO. Dar s-a mutat după nord, pe sud, acolo nu că era prea tare, cred, Polonia, țările baltice, aci cât de cât face treabă, încet, constant. Nu înțeleg de ce îl tratăm pe președintele Putin, nu știu cum să-i zic, președintele Putin, ca pe un om civilizat, nu înțeleg de ce tratăm poporul rus ca un popor civilizat, ca un popor... Bine, mă refer la întreaga Rusie, nu la Moscova și San Petersburg, unde mai sunt oameni. Dăm prea multă... Avem așteptări de la niște oameni educați, civilizați. Nu trebuie să mai avem nicio așteptare, trebuie să ne pregătim și să ne salvăm. Părerea mea, ce mai putem salva? Fiecare, cum poate... Eu am doi băieți... Îmi pare rău că i-am pregătit pentru altceva. Mai devreme a fost o emisiune cu voluntarii. Nu i-am pregătit militar. Nu i-am pregătit. Și îmi pare rău. Ei vor să rămână, să lupte. Încerc să le explic că nu e o variantă bună pentru ei. Pentru că nu știu să lupte. Nu, habar n-au. N-au tras nici la tir sportiv. E complicat. Asta e genul de decizii pe care s-ar putea să le luăm la un moment dat. Eu îți mulțumesc tare mult și îți înțeleg amărăciunea din voce, cel puțin la această ultimă frază. Eu mă gândesc de-a lungul timpului, mi-e teamă cel mai tare de faptul că am putea ajunge și la genul ăsta de conflict, care să implice și români pe teren. E posibil, Claudiu Degeratu? În acest moment nu excludem așa ceva. Vă spun foarte sincer că, într-adevăr, după 30 de ani de pace, într-adevăr e foarte greu să te schimbi rapid în câteva luni și să ai o mentalitate sau, mă rog, să ai așa un fel de mobilizare în care accepți rigori militare, accepți un alt mod de a vedea lucrurile din vecinătatea noastră. Dar uitați-vă, de exemplu, eforturile pe care le fac finlandezii și suedezii, țări de referință democratică, țări care sunt model în neutralitate, dar care și-au păstrat și capacitatea militară, au investit foarte mult în pregătirea respectivă. Noi avem poziția asta, nu avem nevoie de serviciu militar obligatoriu, ni s-a spus, vrem să facem numai serviciu militar voluntar. Acest lucru îl facem dacă motivăm oamenii și nu putem să motivăm oamenii doar cu bani, dar motivația cealaltă vine peste noi inerent, adică ai un conflict care persistă în zona noastră de interes și atunci oamenii se întreabă de fapt cum ne putem apăra propriul nostru mod de viață. Mulțumesc tare mult. Cred că mai avem un singur nu mai avem. E ok, așa încheiem astăzi aici. Mulțumesc, Claudiu Degeratu, cu această Mulțumesc. Decizie. Cred că dincolo de ceea ce am spus noi aici, cred că foarte mulți români așteaptă un mesaj de la cel mai înalt nivel despre acest viitor al nostru. Nu știu dacă dispariția aceasta a președintelui Iohannis, faptul că nu vorbește chiar și despre acest lucru, face parte din ceea ce Dimitri Culeba a numit politica, mi-a spus, inteligentă a României, nu? Mă gândesc și la treaba asta. Nu-mi dau seama dacă face parte din același lucru, dar personal l-aș aștepta pe președintele țării mele să vină cu un mesaj măcar explicativ despre această decizie, despre ce urmează, despre riscurile sau beneficiile pe care le avem într-o astfel de situație. Da, e greu. Ar trebui să le avem pentru că, repet, de două luni, de fapt, nu avem decât o singură decizie clară, că vom avea un buget de 2,5% pentru apărare. Dar asta nu ne spune nimic despre modul în care România vrea să facă securitate regională și să contribuie la apărarea NATO.
Claudiu Degeratu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mâine revenim la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM. Pe aceeași frecvență.